Ești pro, ești contra, ești rezervat, ești... Cum ești? Nu e vorba să fii pro sau să fii rezervat. Aici, ca expert de televiziune, trebuie să îți pui când ești întrebat părerea și să vezi, să alegi, de fapt, cea mai bună soluție după părerea ta pentru echipa națională. Eu tot timpul am spus că, după părerea mea, numărul 1 trebuia să fie Mircea Lucescu, pentru că a fost selecționer, are un mare avantaj, are o mare experiență, iar noi avem nevoie de un selecționer pentru 3 zile, 7 zile cu totul, 10 zile maxim, cu tot cu pregătire. Și atunci trebuie să știi cum să gestionezi lucrurile alea, trebuie să știi ce echipă trebuie să faci, cum trebuie să câștigi un meci cu Islanda, după care era Hagi, Petrescu, Regenkamp, erau mai mulți antrenori, după părerea mea, în acea listă. S-a ales Rădoi, țin la Rădoi, l-am cunoscut pe Rădoi. Pare așa că este un pic cam prea devreme, dar dacă federația considera că el este numărul 1, atunci el este antrenorul. Pare să fie soluția cea mai la îndemână și, pe de altă parte, cea mai ieftină. Restul ar fi avut probabil pretenții materiale mai mari. Nu cred că ăsta ar trebui să fie principalul criteriu. Da? Să fii ieftin, să fii la îndemână, trebuie să fii bun, pentru că trebuie să duci echipa dintr-o situație foarte grea, trebuie să duci echipa la campionatul european. Vârsta era de 38 de ani, sigur că poate să fie un avantaj, poate să fie însă și un handicap. Am făcut un calcul față de toți antrenorii angajați, deja calificați la campionatul european sau în faza de baraje. Este cel mai tânăr, este cu 3 ani, cu 4 ani mai tânăr decât cel mai tânăr dintre cei... Da, nu numai că este cel mai tânăr, are și cele mai puține jocuri oficiale, păi da, probabil. Făcut, are 29 de jocuri oficiale toate, nu? Am făcut un calcul, are 44 de meciuri oficiale cu toate, 4 de meciuri 21 oficiale. De victorii și 12 înfrângeri. Bine, pentru el a cântărit foarte tare calificarea la turneul final Under 21 din Italia. Da. Dar iată că și acolo, în loc să urcăm, am bătut pasul pe loc, ca să zic că am făcut un pas înapoi. În noile preliminari nu mai suntem siguri de calificare, probabil că vom juca baraj, suntem la 5 puncte deja de Danemarca, situația e mai complicată. Sigur, ca de obicei, sunt argumente pro Rădoi și argumente contra Rădoi. Eu îți dau dreptate, pentru că normal era să se ajungă la Rădoi după ce se epuizau alte variante. Așa am crezut și eu. Da, dar și atunci te duci la casă, ce ai la îndemână, e corect, nu? După ce ai epuizat toate variantele. Te duci la pe cine am aici, l-am pe Rădoi, nimeni n-a vrut să vină pentru că este o situație dificilă. Dar să știți un lucru, noi n-avem nicio garanție că indiferent cine ar fi venit, în situația în care suntem, în situația și cu fotbalul pe care îl jucăm, că ne-ar fi calificat. Dar cred că trebuia să facem tot posibilul să aducem în situația asta un antrenor cu experiență care să poată să scoată tot ce se poate scoate. În general, antrenorii care